Domnilor, domnilor, bună seara! Guvernul vrea să majoreze din nou salariul minim brut la 3.000 de lei de la 1 ianuarie anul viitor și pensiile ar urma să crească. Surse guvernamentale au... Guvernul face calcule pentru creșterea salariului minim brut și a pensiilor. Surse guvernamentale au precizat pentru TVR Info că majorările ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor. Cât de mari vor fi aceste creșteri, ne spune colega mea, Mădălina Chițu. Mădălina, bună seara! Care sunt cifrele și, cel mai important, în ce măsură acoperă inflația aceste majorări preconizate? Din ce în ce mai multe state aliate își manifestă sprijinul față de cererea Ucrainei de a intra în NATO în regim de urgență. Țările Baltice au precizat că sunt în favoarea deschiderii unei căi de aderare rapidă a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Sunt state membre, cum este cazul Germaniei, de exemplu, care sunt de acord cu intrarea Ucrainei în NATO, dar nu printr-o procedură specială. Rușii fug din localitatea Liman din Donețk la o zi după ce Putin a semnat anexarea unilaterală a teritoriului. Aceasta era un important punct strategic pentru forțele ruse și una dintre ultimele localități ocupate din Donețk. Între timp, oficialii de la Kiev acuză Rusia de un nou masacru. 20 de oameni, dintre care jumătate copii, au fost găsiți morți lângă Harkov. Trupele ruse sunt acuzate și de răpirea directorului central de la Zaporojie. Țările occidentale se mobilizează pentru a asigura securitatea nordul Europei, dar și pe cea a infrastructurii strategice după exploziile care au avariat grav conductele Nord Stream 1 și Nord 2. Statele Unite și mai multe țări europene au deschis anchete și fac schimburi de informații pentru a afla cine se află în spatele incidentelor. ONU avertizează că s-ar putea produce o catastrofă ecologică în urma degajării gazului. Gazprom a suspendat tranzitul de gaz prin Austria pe fundul schimbării reglementărilor efectuate de Viena. Conducta prin care gazele din Azerbaijan pot ajunge și în România a fost în sfârșit inaugurată la Sofia după o întârziere de peste 10 ani. Iar prim-ministrul Nicolae Ciuc a anunțat, după întâlnirea cu premierul Azer, că a primit asigurări că există cantitățile de gaze necesare pentru ca țara noastră să treacă cu bine peste iarnă. Prezentă la inaugurarea interconectorului dintre Bulgaria și Grecia, șefa Comisiei Europene a afirmat că noua conductă schimbă regulile jocului pe piața energiei din regiune și eliberează Europa de dependența de gazul rusesc. Zeci de mii de oameni din Drobeta, Turnu Severin riscă să înghețe în case la iarnă. Societatea locală de termoficare are datorii de 100 de milioane de lei și niciun ban în cont pentru cumpărarea combustibilului. Autoritățile locale speră la un ajutor guvernamental de 70 de milioane de lei pentru că altfel multe locuințe vor rămâne fără încălzire. Vreme de vară în mai multe regiuni din țară, inclusiv la malul mării, deși suntem în prima zi a lunii octombrie, pe litoral au fost 24 de grade Celsius, soare blând și un vânt care abia adia. Mulți oameni și-au petrecut o bună parte din zi la plajă și-au făcut și o baie în mare și strandurile termale au fost pline de oameni. Vremea se mai schimbă însă de mâine, când temperaturile coboară spre valori potrivite lunii octombrie. Sistemul Ro Alert a fost folosit în premieră simultan în mai multe județe și în capitală pentru a anunța dispariția unui copil de 13 ani din Galați. Băiatul a fost găsit la scurt timp în Gara de Nord din București, dar mesajul a stârnit nedumerire în rândul persoanelor care l-au primit. Autoritățile susțin însă că alertarea populației în astfel de cazuri poate salva viețile copiilor dacă aceștia se află în pericol. Alexandru Arșinel a ținut vie flacăra teatrului de revistă din București, iar fără el, scena este mai săracă. Sunt cuvinte rostite de cei care au venit și astăzi la catafalcul marelui actor pentru a-i aduce un ultim omagiu. Oamenii, deopotrivă foști colegi sau spectatori, au depănat amintiri despre omul și actorul Alexandru Arșinel. Becurile vechi din casă vor putea fi înlocuite gratuit cu unele noi economice din această lună. Prin programul Rabla pentru becuri pregătit de Ministerul Mediului, cei care vor să facă economie la consumul de energie electrică vor primi vouchere de câte 200 de lei pentru a cumpăra becuri LED. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite. Uraganul Ian a depășit zonele de coastă ale statelor Carolina de Nord și de Sud și a lovit localitățile aflate departe de ocean. Orașe întregi au fost inundate, iar multe case au rămas fără energie electrică. Ian este una dintre cele mai puternice furtuni din toate timpurile, care a lovit coasta de est a Statelor Unite, potrivit meteorologilor americani. Totuși, uraganul a scăzut în intensitate și a fost retrogradat la categoria de furtună tropicală. Premieră pentru sistemul sanitar din România, Institutul Matematic.